Chef mare în cimitirile din România. Grătarele au sfârit printre morminte de Paștele Blajinilor. Așa cum obișnuiesc în fiecare an, romii din Ploiești și Galați au întins mesele, au ciocnit ouă roșii și au dat de pomană numele răposaților. Cimitirele din Ploiești s-au umplut încă de dimineață cu romii care au venit să sărbătorească Paștele Blajinilor, zis și Paștele Morților în popor. Aceștia au încins grătarele și au umplut mesele cu bunătăți, care urmau să fie date de pomană. Carne de oaie, cârnăciuri de oaie, de jnițele, sarmale, saramură, tot ce vedeți noi, ca fiecare an facem. Ce ați pregătit? Carne de miel, carne de porc. De acolo unde venim și noi din străinătate, din Franța, din Anglia, unde se duc toți, venim cu un bărișor acasă, ca să arătăm că suntem români. În anii trecuți, romii bogați aduceau și lăutari la masă, așa cere tradiția, spun ei. Așa e o tradiție la noi țigani aici, așa se pune Paștele Morților aici. Asta e o tradiție de mostrămoși a noastră, cum se spune astăzi, Paștele Morților. Și se face din strămoși asta. Festinul printre morminte s-a încheiat după orele prânzului, când toți au plecat pe rând spre case. În tradiția populară se spune că de Paștele Blajinilor, sufletele morților sunt libere și pot gusta din mâncărurile pregătite special pentru ei și date de pomană.